Bine v-am regăsit, prieteni. Mergem întâi către un pic de eveniment extern și după aia revenim în România, unde parcă am uitat pur și simplu că mai avem treabă pe aici. În afară de campanie electorală, în afară de breaking news-uri, o să vedeți un breaking news care trebuie să ne pună pe gânduri. Dar povestim noi despre asta. Și nu e vorba despre pensii, chiar dacă e vorba despre părinții noștri sau bunicii noștri. Mergem un pic în Statele Unite, unde eu am stat să sap. Mie nu mi-a venit să cred că, bă, zice Trump că el ar fi bombardat Moscova și Beijing-ul. Adică ăsta, care are fani, mulți în România, ar fi dat planeta peste cap. Pur și simplu, o asemenea propoziție nu are cum să iasă din gura unui om normal. Indiferent unde ești, la o strângere de fonduri, la o beție crâncenă, la amant, la mama dracului. Cum să zici chestia asta? Când... Atenție, poziția de președinte al Statelor Unite este poziția care te face cel mai tare om din lume. Da? Dacă lumea asta ar fi o parcare, ăsta ar fi cel mai tare din parcare. De ce zic chestiunea asta? Pentru că parcă se împut lucrurile. Parcă toate argumentele se dau Rusiei și se dau și Chinei. Da? De la un om care ar trebui să fie foarte, foarte activat în solidaritatea lui față de tot ce înseamnă democrație. Pentru că ne place, nu ne place. Bă, în America e democrație. Sigur, o să spună unul, lasă, domnule, că am văzut eu pe YouTube sărăcie, sunt și oameni săraci acolo. Sigur că da. Peste tot în lume sunt oameni săraci. Însă, nimeni din lumea asta nu a îndrăznit, chiar din poziția de candidat, și cu atât mai mult de fost președinte, cu șanse să fie iarăși președinte, da? Să zică asemenea tâmpenii. Pentru că e o tâmpenie imensă. În geopolitică nu există mișcări bruște. Decât atunci când cineva vrea să facă rău. Da? O mișcare bruscă a fost mișcarea Rusiei în 2022, februarie 24. Da? Invazia Ucrainei și lumea s-a dat peste cap. Și amintiți-vă ce a fost. Da? Imediat după pandemie. Exact când se termina pandemia, a trebuit să venim să intrăm într-o pandemie de asta tâmpită a ruschii mirului. Destul de greu de comentat chestia asta cu Trump. Pentru că, pe de o parte, eu nu cred că omul este atât de nebun, atât de tranzacțional. Nu cred că îl interesează atât de mult să fie vedetă, deși, dacă mă uit la singur acasă, parcă l-am văzut în holul hotelului, da? Nu pot să cred. Știi? Ce-ar fi fost să fie Trump președinte și să aibă emoția asta violentă, nu-i așa, pe care ne-o aruncă acum ca un scuipat în cap? Ar fi însemnat război mondial. America, Rusia, China. Pur și simplu. Noi nici nu mai contam. Noi ăștia europenii, ei canadieni, ei sud-americani, Africa probabil era ceva așa ferit că, na, nu merge, nu prea vrea să meargă nimeni acolo în afară de China. Adică, cumva va trebui să le, știi, să le gândim. Știi? Atunci când vezi o grămadă de tip de ăștia, nu pot să zic numele că-s candidat și eu n-am emisiune electorală, care vin scos cărți cu Trump, fac afișe cu Trump, se leagă cumva de imaginea lui ca și cum ar fi un vehicul electoral. Băieți, exact ăia ne-ar fi dus la război mondial. Ca să pricepeți. Da? Sigur că Rusia, da? Și aveți aici mare, de pe Washington Post. Washington Post care spune clar, Donald Trump a spus că ar fi bombardat Moscova și Beijing dacă era președinte. Da? Ca să fie clar de unde am luat-o. Washington Post. Adică nu de pe www, gura șanțului, gura lumii, gura nu știu care, un grom. Sau .net sau .com. Sigur că Rusia trebuie pusă cu botul pe labe. Numai că în momentul de față, singura care trebuie să o pună cu botul pe labe pe Rusia este Ucraina. Atât. Ucraina. De ce spun asta? Ca să evităm o grămadă de fake-uri care vin dinspre Rusia și care văd că îmburuienează mintea unora și de la noi, și din America, și din Europa, de peste tot. Ideea aia acum că, domnule, noi nu suntem, zic rușii, nu suntem în război cu Ucraina.
Deci, de fapt, suntem în război cu NATO. Că NATO, uite ce face, luptă prin ucraineni, până la ultimul ucraineni. Toate fake-urile alea, toate fake-urile despre care am auzit atâta vreme și atâta vreme. Pentru că Kremlinul asta face. Aici are, într-adevăr, performanță. Pur și simplu, dacă nu-i pusă cu botul pe labe, Rusia va da, pur și simplu, avalanșe de fake-uri. Știți și ce se întâmplă? Bă, culmea, fake-urile prind la oamenii tineri. La tineri. Vezi tineri care vin să spună, amândoieri, America nu-i cea mai bună, Europa nu-i cea mai bună, ne face colonie, ne pune să mâncăm muște și lăcuste. Dar o secundă n-ar vrea să meargă nici măcar într-o vacanță în Rusia. Rusia profundă, de la țară, lăsați Moscova și fostul Leningrad. Da? Nu, tată, du-te acolo la țară, unde ăia n-au văzut nici măcar Budă. Da? Amintiți-vă când am intrat în Ucraina, tântălăi ăia de ruși, care se mirau, cum adică, vă faceți nevoile în casă? Au văzut pentru prima dată baie. Din tot felul de republici, de-alea, vai de mama lor. Ori aici va trebui să noi să fim și mai cu senzori. Înțelegi? Bă, cu cine vrei să fii vecin la Est? Vrei să fii cu Ucraina, care este o țară imperfectă, sigur, un stat tânăr, n-are treabă cu democrația foarte mult. Sau cu Rusia, care nu doar că n-are treabă cu democrația, dar este și violentă. Și este violentă împotriva unor țări pe care le-a avut sub bocanc. Este vorba de Polonia. Polonia de două ori a dispărut din cauza rușilor. Da? România, 11 sau 12 invazii rusești. Adică niciodată Moscova n-a considerat Bucureștiul decât un subaltern. Ăștia trebuie să fie în zona noastră de influență. Ce înseamnă zonă de influență rusească? Înseamnă că tu trebuie să fii pe tot ce înseamnă calapodul intereselor rusești. Interesele rusești nu sunt niciodată aceleași cu ale Europei Occidentale, ale democrației. Niciodată. N-au organ pentru asta. În ADN-ul lor cultural, pur și simplu, lipsește gena aia, dacă ar fi o genă, da? A democrației. Și atunci te miri că vin o grămadă de oameni de ăștia care, la prima vedere, par deștepți, dar, dacă iei așa, ca raport de evaluare, sunt niște incredibil de proști. Bun, bun. După aia am mai văzut o chestie, rușii vor explozii nucleare demonstrative. Pur și simplu, au tot felul de grupuri de analiză, sigur, toate sunt apropiate Kremlinului. Că dacă nu sunt apropiate Kremlinului, mor tățăia de acolo. Știi? Explozii nucleare demonstrative. Ca o reacție la faptul că mai multe țări au spus, băi, hai să ne gândim un pic, totuși noi le dăm arme ucrainenilor și aia ce fac? Îi mor pe câmpuri. Da? N-au voie să lovească țintele de acolo de unde rușii trimit tot felul de drone, de rachete, etc. Și să vii să spui oficial, da? Să trimiți un fel de analiză, puneți ghilimele mari, către Kremlin, cum că vrei explozii nucleare demonstrative, doar pentru că tu ești rus. Și fiind rus, mă rog, oficial rus, tu ești și prost. Eu n-am văzut un oficial rus deștept. Pur și simplu, nu există. N-ai cum. Poți să scormonești cât vrei tu. Nu găsești în istoria lor un oficial deștept. Bun? Păi asta înseamnă că începem un concurs. Atunci facem și noi. Să facem și noi. Voi faceți una, noi facem una. Voi faceți două, noi facem două. Voi faceți 1000, noi facem 1000 de demonstrații de asta cu explozii nucleare. Cea mai spurcă alăturare pe care o are istoria României este alăturarea cu Rusia. Și aici nu este vorba de propagandă. Uitați-vă în istorie. Uitați-vă în istorie că ei s-au uitat tot timpul către noi ca la niște ruși care încă nu vorbesc rusește. Da? La polonezi la fel. Există acum tot felul de fantezii de-astea ale unora care, cum să zic, n-ar trece un extemporal la limba română cu nota 4, ar avea 3. Și vin să ne spună că limba ucraineană de fapt e limba rusă, că ucrainenii sunt ruși. Băieți, limba ucraineană e mai apropiată de poloneză mai mult decât de cea rusă. Da? Ucraineanul nu este rus. E exact cum e italianul față de noi. A, sigur, Marea Slavă, uite aici Marea Latină, dar italianul nu e român, ucraineanul nu este rus. Și aici deja te înspăimântă lipsa de educație
a tot ce a însemnat lumea liberă. Pentru că va trebui să vorbim cinstit. După 45 s-a făcut un proces al nazismului. Foarte bine. Era obligatoriu, vinovații trebuiau să plătească. După 89 ne-am prefăcut că n-a existat comunism. Ok, l-au pus cateia pe Ceaușescu, au avut niște chestii cu Honecker și cu Zhivkov, dar în rest să vorbim despre crimele comunismului, să alăturăm comunismul nazismului cu atâtea zeci de milioane de morți, uite, atâtea zeci de milioane de morți și în partea astrălaltă, nimeni n-a făcut nimic. Dimpotrivă s-au comportat cu URSS-ul până în 91, după aia cu Rusia, cu mănuși. Ca și cum ar fi fost așa, este o țară mai ciudată, dar totuși trebuie să colaborăm. E ca și cum ai colabora cu naziștii, bă, ca să înțelegeți. Cine a colaborat cu Rusia, așa, s-a fost toată lumea liberă, că a fost tâmpită pur și simplu, o să vă spun de unde vine ideea, de un, fac o paranteză, de la un cancelar vest-german, al Germaniei Federale, da? Da? Care, ca să ia un premiu Nobel, a început el, ăsta politicul ăla tâmpit prin anii 70. Bun, Willy Brandt. Și acum, stai și te gândești, bă, normal că ți se urcă ăștia în cap, bă, dacă n-ai fost în stare să vorbești despre Stalin, despre toți ăia tâmpiții care s-au perindat de acolo și n-ai fost în stare să izolezi Rusia. Dimpotrivă, ai zis, lasă-mă că dă ieftin, nu ne interesează că omoară oameni pe acolo, prin Moscova sau pe nu știu unde. Nu ne interesează, Navalny, aialaltă poliția aia, lasă, că nu-i treaba noastră. Așa am făcut. Și ajungem după aia la Hannah Arendt, care este o chestie extraordinară, banalitatea răului. Atunci când ignor rău, el se banalizează. Ai impresia că nu e chiar așa de rău. Rău că rău, dar mai rău fără rău. Ceva în genul ăsta, dacă vreți să o adaptăm după zicătorile românești, care sunt foarte tâmpite unele dintre ele, așa cum au toate popoarele, tâmpenile lor. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Adică, rău cu Rusia, dar mai rău fără Rusia. Puneți-o asta în așa. Bun, 10 state, că aici este manevra, 10 state NATO deja permit Ucrainei să folosească armele trimise ca să lovească ținte în Rusia. Bun, și-au dat seama, să nu fie prea târziu. Să nu fie prea târziu pentru că noi ne-am tot căcăit. Da? Noi ăștia din lumea civilizată ne-am tot căcăit, ne-am privit cumva, băgând repede banda galbenă, breaking news-ul, vai ce pățesc, ce fac ăștia ruși în Ucraina, săracii civili ucraineni. Dar tot timpul în culise am spus, nu cumva să loviți Rusia. Bă, tată, stai un pic. Trebuie să loviți țintele militare de unde Rusia trimite armele morții. Nu trebuie să lovești Moscova, pentru că acolo sunt civili. Asta nu pricepe Trump, în idioțenia lui. Nu poți să lovești orașe, sate, civili. Tu n-ai voie să fii rus. Rușii au lovit maternități, rușii au lovit școli, au omorât, au violat copii, au violat neveste în fața copiilor și a bărbatului și după au fost uciși toți. Despre asta vorbim. Despre niște sălbatici care s-au trăit în secolul 21, cumva din ignoranța ălorlalți. Lasă, dragă, nu-i de la noi din sat. E ok. Lasă, să stea acolo. Dacă se măcelerez, n-au nicio problemă. Acum se trezește în sfârșit și lumea liberă. Nu se trezește NATO. Nu faceți confuzie între țările NATO și organizația NATO. Țările NATO, țările NATO. NATO nu are o armată. Asta este armata NATO, asta este armata Chinei, asta este armata Rusiei, etc. Nu. Există doar o coordonare. Există o solidarizare, practic, a fiecăruia pentru fiecare. Dar NATO este o structură defensivă care nu are armată. Țările NATO au armate. Și atunci s-a creat cât de cât nișa asta, portița asta, prin care putem spune NATO nu trimite trupe acolo, dar țările, dacă vor să ajute, n-au decât să trimită. Atenție, nu mergem pe ideea lui Macron, pentru că, cel puțin deocamdată, nu discutăm despre trupe în Ucraina. De ce am spus trimitem sau nu trimitem? Pentru că s-a creat o întreagă cotcodăceală pe rețelele sociale, extrem de importante, sunt niște mutații în comunicare incredibile, în care se tot provoacă. Vai că ne ia cu arcanul în armată. Ba că ne obligă să facem nu știu ce. Ba că fac ăștia armata obligatorie, pentru că am văzut noi nu știu unde că zice nu știu care prim-ministru sau nu știu care britanic chestiunea asta. Nu, băieți, noi nu avem treabă cu asta. Astea sunt niște fake-uri
Înțelegeți? Și fake-urile astea vor trebui amendate. Da? Vedeți aici Danemarca, mica Danemarca. Mica Danemarca vine și spune prim-ministrul externe, domnilor, vă dăm F-16 din Danemarca, aveți dreptul ca autoapărare să atacați ținte din interiorul Rusiei. Nu o să fie vorba de orașe, de civili, dar țintele militare trebuie. Și vorbeam despre fake-uri, despre toate nebunile care se întâmplă. Și vă arăt o Moldovă curajoasă. Bă. Mie îmi place Moldova de mult, de câtva timp. De când e Maia Sandu, Moldova este altă țară. O Moldovă care, ia uite aici, a interzis încă 5 posturi TV, acestea au legătură cu oligarhii fugari. La noi RTV-ul, da, Alughiță, Fugar, continuă să emită la București. Nu discut despre RTV și ăsta, deși ar fi multe de spus, o emisiune întreagă sau poate un serial. Da? Dar, uite, tată, putem face și noi chestia asta. Avem lege, numai că noi am băgat-o, legea asta, cumva în starea de urgență. Numai atunci ai voie să interzici. Și o să spună unii, cum, domnule, la libertatea de exprimare unde-i? Libertatea ta de exprimare și libertatea mea de exprimare nu trebuie să fie contondente. În momentul în care ai impresia că libertatea de exprimare este ceva nelimitat, că așa vrei tu, greșești. Eu nu o să mă pot duce niciodată urlând Hai Hitler pe stradă. De ce? Pot, că gura poate să meargă, poate să fie proastă. Creierul trebuie să fie limpede. Există legi care pedepsesc chestia asta. Da, nu, ar trebui să pot avea un post de televiziune, un post de radio sau un site, da, prin care să duc tot felul de conspirații mai departe sau să le generez. De ce? Pentru că fac rău comunității. În momentul în care fac rău celorlalți, înseamnă că libertatea mea depășește limitele și atacă libertatea celorlalți. Și în momentul ăla, eu le aș rade. Și o să spuneți, dictator, nu este dictatură. Încearcă tu să faci rahaturile astea, da, sau eu să le fac, să iau pe mine, da, într-o țară civilizată. Nu le poți face. Că acolo legile sunt legi. În Est, cumva ne-am trezit cu un fel de asupra de măsură a tuturor drepturilor. Da? Începând de la sindicate, care văd că încet, încet refuză ideea de meritocrație, de performanță, și asta deja mă îngrijorează, pentru că eu așteptam de la sindicate să vină cu ideea, uite, un om performant merită un salariu mai mare, un om neperformant sau cu probleme de disciplină a muncii, da? Băi, te dau afară. Nu numai că nu-ți măresc salariul. Dar aici deja discutăm despre un fel de nu știu, anatemă aruncată asupra vieții politice și sindicale în România. Bun. Și nu numai anatemă. E un fel de blestem de la care merge așa din sindicat în sindicat. Eu mă așteptam ca sindicatele să ceară condiții mai bune de muncă. E normal. Toți vor asta. Și nemții vor, și francezii vor, și toți. Dar dacă ne transformăm într-o republică sindicală, România, băieți, vă spun că am pus-o. Pentru că în momentele astea de fierbere, de efervescență geopolitică, fiecare mișcare de asta, fără să vrea poate, da? Dă un impuls mișcărilor extremiste. Mișcările extremiste. Și avem suveraniștii care vin să ne spună dintr-o dată că Europa nu e aia pe care o visat-o ei. De parcă i-ar ști să viseze despre Europa. Am văzut un afiș cu un tip de la un partid suveranist. Europa ne obligă să mâncăm vieri. Când te obliga, măta, să mănânci vieri? Când te-a obligat? Când ți-a pus Ursula von der Leyen niște vieri de mătase în farfurie? Sunt niște idioțenii care nu sunt amendate. Din punctul meu de vedere, aș ejecta astfel de partide de pe scena politică. Bă, băiete, am legea partidelor politice, mă uit acolo, scrie. Ia, bă, ce scrie? Bă, tată, ai încălcat punctul ăsta. La revedere, pa, salută lumea ta. Pentru că nu se mai poate. Vin și înțețoșează cumva în paralel cu banii absolut rușinoși dați școlilor, înțețoșează mințile oamenilor. Și o să-i vezi că toate frustrările astea au nevoie de un debușeu. Și ăștia vin suveraniștii și răcoresc societatea. Uite ce-ți face ăla, uite ce-ți face ălalt. Fii atent că am văzut, uite cu vaccin, uite cu nu știu care. Bă, eu când m-am vaccinat, cred că mi-am luat peste 10.000 de hate-uri. Da? De la tot felul de
de semi-analfabeti, de aia care scriau miau, ca pisica, tip, mă uitam câteva lor de Facebook să văd. Și vedeam acolo niște prostii, dar tăzi erau cu cruce, cu Dumnezeu, cu icoane și mă înjurau, tată, fai de capul meu. De ce? Pentru că am ascultat de specialiști și nu de ei, analfabeții în ultima bancă. Era un dobitoc care m-a și amenințat. De ce te-ai filmat? De ce ai făcut? De ce ce-i cu vaccinul? O să vezi că te caut în Cluj. Și l-am luat pe privat. Da, bă, fii atent, mă bucur că mi-ai scris chestia asta, că se vede că așa. Mă duc la secția 6 și îți fac plângere. Și vii la Cluj să-ți văd și o moaca, da, sigur. Și-a început ăla, de dimineață, de la 4. Vă rog frumos să mă scuzați, am fost beat, îs prost. Vă zici nevastă mea să nu scriu, dar l-am ascultat-o. Vă rog frumos, am 3 copii, mor de foame. Și mă gândeam, bă, tață, bă, ăștia sunt, înțelegeți? Dar toți erau suveraniști, toți erau cu metalul în frunte. Înțelegi? Și ăștia încet, încet pot face un rău României, exact cum poate să facă Rusia. Știi, nu trebuie să vii cu tancul la graniță dacă vrei să distrugi o națiune. Trebuie să-i bagi un virus. Virusul nu mă se mai bagă în calculator. Alea-s porcării de hacker proști. Înțelegi? Dacă vrei un virus ca lumea, îl bagi în mintea omului, că de acolo el începe să crească. Nu-i ca virusul ăla care stă să pândească, să dai tu, să deschizi un mail sau un SMS. Nu, tată, ăla în mintea omului tot crește, așa, ca o larva aia, știi că am fost o dată la Discovery, un viermișor atâta care țintă prin nas când e apa de moaca la piscină și de acolo îți mănâncă creierul. Aia este manipularea. Aia este, ăla-i suveranism. Știi ce ar însemna suveranismul? Ca să înțelegi, că trebuie să mergi la vot să faci ceva pentru chestia asta. Bă, suveranismul, dacă vrei suveranism, fii atent, nu mai poți ieși din țară. Tată, suveran ca pe timpul lui Ceaușescu. La revedere importuri cu mașini străine, că mi-aduc eu din Germania, nu știu ce. La revedere. Eventual pixuri chinezești și stilouri chinezești de la de 15 lei mici. Ok? Suveranismul înseamnă că te izolezi. Sigur că poate sorta ai plecat în Spania sau frate meu plecat în Italia sau mai știu ce. La revedere, gata, s-au rupt. Ăla-i suveranismul. Izolare, zid. Da? E ca și, avea, ca și cum ai avea sârmă ghimpată. Dar de acolo mai scăpai. Ăia, frontieriștii, mai știau, mureau mulți, mai scăpau unii, mai mureau alții, dar mai scăpau. În suveranism nu mai scapă nimeni. În momentul în care ai o plagă suveranistă, este ca și cum peste țară, e ca și cum ai avea o metastază. Cine te mai operează de chestia asta? Nu știu. Că vor trebui să treacă generații peste generații. Și asta o să o spun pentru că o grămadă au impresia că votul pentru europarlamentare nu contează. Contează, tată, imens. Sunt cele mai importante alegeri pe care le-a avut vreodată Europa. Și nu vorbesc de Uniunea Europeană, poate toată Europa. Da? Trebuie să alegi între să fii deștept să mergi înainte în secolul 21 sau să te întorci într-un secol 20 despre care ți-o poveni bunicii, da? Și tu ai uitat. Despre asta e vorba. Luăm un pic de publicitate și mergem, așa cum v-am spus, în actualitatea internă. Vorbim despre căminele de bătrâni care sunt în pericol ori să se închidă, ori să se scumpească, de mai bine îți biți rinichiu, decât să-ți duci mama sau tata la azil, la căminul de bătrâni. Vă spuneam că mergem în actualitatea internă și nu breaking news-urile alea cu care sunteți obișnuiți, că vai, ce mai face nu știu care general și ce se întâmplă dincolo, ci o chestie despre care nimeni nu vrea să vorbească. Nimeni nu vrea să vorbească de parcă subiectul n-ar exista, adică e stilul ăla de ne interesează căminul de bătrân doar când arde sau când găsim niște bătrâni cum le-am găsit în azilele groaze, etc. Vă spun că acum devine din ce în ce mai oficial cămine de bătrâni în pericol de desființare. Și o să intrăm în legătură directă, prin Zoom, cu doamna Catia Cicală, avocat, reprezentantul patronatului care se ocupă, da, de cămine de bătrâni, sigur, private. Dar nu e vorba numai de alea private, ci inclusiv de alea de stat. În Buzău, 2 cămine de stat sunt în pericol de desființare. O avem pe doamna Catia Cicală?
Româna, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Haideți să explicăm oamenilor de unde până... Vezi că a scris acolo, a fost broker pe Wall Street. Vorbesc cu regia. De unde până unde am ajuns la inepția asta? Adică în loc să facem mai multe cabinete de bătrâni, pentru că nevoile sunt din ce în ce mai mari, avem legi care încet, încet parcă le-ar desfința. Sau cel puțin propuneri. Da, din păcate este adevărat. Ne aflăm în situația în care în România la acest moment funcționează aproximativ 800 de cămine de bătrâni private, în care sunt găzduiți aproape 34-35.000 de vârstnici. Este extrem de important de precizat că acești vârstnici nu sunt susținuți de statul român în niciun fel. Ei sunt întreținuți de familiile pe care le au, familii care... Pe bani. Sigur că da, pe banii dumnealor. Ori aceste cămine au apărut în România în urmă cu aproximativ 17 ani din necesitatea de a ajuta acest sector de vârstă, care oricum este vitregit, așa cum bine știm. Ceea ce este foarte grav este că dacă în urmă cu 15-17 ani, când a început această activitate, aceste cămine funcționau în armonie și în liniște, pentru că familia venea, își aducea părintele, verifica locația, verifica personalul, condițiile, mâncarea, toate cele ca să fie bine părintelui și oamenii își puteau permite să plătească. Din pensia vârstnicului mai adăugau ceva bani și puteau să plătească. Pentru că la acel moment statul român nu s-a implicat, a lăsat această activitate să se dezvolte cumva natural. Pe măsură ce a trecut timpul, statul român s-a implicat, a aplicat legea asistenței sociale pentru acești vârstnici care nu sunt asistați sociali. Și de aici se creează cea mai mare problemă, pentru că s-au impus cu fiecare an noi reguli din ce în ce mai drastice, care au dus la creșterea costurilor. Ori aceste costuri sunt suportate de către familiile aparținătoare, care nu sunt oameni bogați. Adică astăzi ne aflăm în situația în care aceste cămine sunt pe cale de dispariție, sunt într-un mare pericol de dispariție, se închid cel puțin anul acesta după ordinul 179 cu ISU-ul care a fost dat în ianuarie. Se închid foarte multe cămine, aparținătorii sunt disperați, condițiile pentru a putea obține autorizația ISU sunt imposibil de obținut din două motive extrem de obiective și anume, primul motiv este aceea că se funcționează niște imobile care sunt construite de ani și ani de zile. Legislația este extrem de restrictivă, iar holurile ar trebui să fie de 1,20 m, scara de 2,20 m să se poată întoarce o targă. Costurile pentru a face un simplu proiect pentru obținerea autorizației ISU, doar proiectul, este 15 euro pe metru. În condițiile în care atunci când un om își construiește un imobil, arhitectul ia 5. Aș vrea să pentru vă că sunt foarte puține nu vi se pare, vă întreb o secundă și după mergem și la tehnicalități. Nu vi se pare că se profită într-un fel sau altul de scandalurile cu azilele groazei și se aruncă așa un fel de plagă pe toate? Pentru că eu am mai văzut chestiunea asta și aici nu e vorba de stânga sau de dreapta, în momentul în care s-a spus, domnule, știm noi că există niște oameni care lucrează 8 ore și spontan pe 2 ore. Și atunci toată lumea să plătească 8 ore. Adică toți sunt vinovați. Acum mi se pare că ne ducem spre aceeași paradigmă a vinovăției totale și mai este o chestiune. Dar sunt spitale în România care nu au scări de 2 metri. Alea ce faci cu ele? Că-s de stat. Funcționează fără autorizație ISU și nimeni nu le închide pentru asta. Plus că un spital, dacă are 600 de metri prin lege, este exceptat, adică nu are nevoie de autorizație ISU. Un cămin de bătrân, dacă are 175 de metri, are nevoie de autorizație ISU. Deci este o discrepanță și o discriminare, aș putea să spun. Cum într-un spital, dacă are 600 de metri, poate funcționa fără autorizație ISU? Instituțiile statului, Casa Poporului, Palatul Victoria, multe instituții ale statului. Adică pot funcționa indiferent de suprafață. Astea n-au ISU. Palatul Parlamentului n-are ISU? Nu are. Prin lege nici nu are nevoie. Nici Palatul Victoria? Nici. Nu are nevoie prin lege. Scrie în lege, este cu denumire, cu nume, înțelegeți? Instituțiile și este acolo întreagă listă. Pot funcționa fără autorizație ISU. Păi, și dacă îmi deschid o crâjmă la sat,
trebuie să am autorizații ISU și dacă are 12 metri pătrați. Noi acum vorbim în cunoștință de cauză, pentru că suntem extrem de afectați. Dar de ce nu dați guvernul judecată, doamnă? Păi nu putem, pentru că există o legislație și nu poți să dai guvernul judecată atunci când legea este... Există instanțe superioare, europene. Și mă duc acolo și spun, uite mă, ăștia-s de buni. Până la instanțele europene, bătrânii ajung în stradă, iar aparținătorii sunt disperați. Efectiv disperați, pentru că nu pot să plătească. Am avut ofertă de 250.000 de euro pentru proiect plus execuție, lucrări, în vederea obținerii autorizației ISU. Așa cum au zis, 250.000 de euro pentru un imobil care are o valoare de aproximativ 300.000 de euro. Și răspunsul proiectantului... Deci numai ca să se refacă 250.000. Da. Adică ar fi trebuit dărâmate scările pentru că sunt prea înguste. Încă o chestie. Obligație de a avea niște ferestre care costă 6.000 de euro o fereastră. Dar deci ce gândiți-vă. Pentru că ferestrele acelea au un dispozitiv care dacă iese fum, atunci ferestrele se deschid. Nu se deschid pentru că oricum se defectează. Deci nu ajută cu nimic. Ce porcărie sunt foarte astea. Multe lucruri... Dar unde ați mai văzut în Europa atâta zrângăneală pe, pe... Zici că suntem în secolul 22. Dintr-o dată, noi ăștia care mergem la budă în fundul curții, că asta este România față de Europa, da? Avem probleme cu curentul electric care pică și îți face praf toată aparatura și noi vrem senzori la fereastră, senzori de fum să se deschide, să albă trinii pe fereastră sau ce? Da, sunt niște prevederi legale de-a dreptul exagerate care nu sunt utile sub nicio formă în practică și nici măcar nu ar ajuta în cazul unui incendiu cu absolut nimic. Un sistem de detecție fum, un sistem de prevenire a incendiilor, într-adevăr, se impune și este foarte bine să fie, pentru că este util, dar de aici, până ajunge să distrugi o activitate, pentru că este o ramură de activitate, la acest moment aș putea afirma acest lucru, să ajungi să distrugi acești oameni, fără ca tu stat să fii implicat în vreun fel, să aplici o lege de asistat social în condițiile în care statul nu dă niciun ban pentru acești oameni. Deci este de necrezut ce se întâmplă. Noi am fost într-o audiență la doamna ministru a muncii și a promis că ne va sprijini și va lua... Dar cine a făcut normele astea? Va lua o inițiativă, poftiți? Cine a făcut normele astea? Că vă citesc niște cifre. Românii de peste 65 de ani care trăiesc în singurătate absolută au ajuns la 1,4 milioane. Un milion jumătate aproape. În singurătate absolută. Înseamnă că nici mâțe n-au. Da. Știți, este foarte trist. Pentru că se ia un drept unor oameni, atât vârstnicilor, cât și familiilor acestora. Dreptul de a îmbătrâni cu demnitate, de a-și duce bătrânețile într-un loc în care să-și poată permite să-l plătească înainte de toate și familia să-l aleagă, pentru că mai bun control decât familia care își duce părintele într-un loc de acest gen, nu există. Nu există un copil care să-și ducă părintele sau bunic undeva unde să nu fie bine tratat și îngrijit. Ori s-au creat relații de prietenie, de este a doua lor familie. Dacă vă arăt niște registrări ale unor bătrâni care urmează să fie evacuați, plângeți. Am plâns și noi, plâng și ei, plâng și aparținătorii. Să mi le trimite și mie, că eu le dau pe post, că-s nesimțit. Am să vi le dau. Am să vi-l trimit ca să vedeți câtă durere este pentru un bătrân care este obligat să plece dintr-un loc în care se află de 6 ani, de 7 ani. Este a doua lui familie. Păi, dar am văzut că la Neamț, de exemplu, se desfințează, sau pericol de desfințare, vreo 10 cămine. Da, sunt multe cămine în situația aceasta. Pe măsură, cu fiecare zi care trece, mai apar AJPIS-ul, organul de control de la Ministerul Muncii, are... Nu știu, tematică de control numai pe căminele de bătrâni. Pentru că după ce s-a întâmplat anul trecut cu azilele groazei, noi, cei care suntem de bună credință și care avem alături de noi familiile aparținătorilor, care știu cum ne ocupăm de acești oameni, ei sunt cei mai afectați, noi avem de suferit amenzi incredibile. În urmă cu doar 2 zile, o colegă de-a noastră a primit o amendă de 50.000 de lei. Că de ce? În noua lege 100, să vă spun și pentru ce, ca să da, vă uimiți, da. În noua lege 100, care este acum în dezbatere, care este acum în transparență decizională și noi am solicitat dezbatere publică,
există o penalitate, o amendă de 100.000 de lei, asta înseamnă 20.000 de euro, dacă în termen de 24 de ore nu înregistrezi în registrul electronic de evidență datele beneficiarului care s-a internat în cămin. Ori acel beneficiar nu este asistat social, este o persoană fizică, pe banii ei. Dacă ai trei internări și registrul la electronic nu funcționează, înseamnă 60.000 de euro amendă. Nu bine, dar... a doua zi închizi. Nu bine, stați un pic, că atunci să se amendeze singur statul că nu funcționează cardul de sănătate. Și acolo discutăm despre oameni care pot muri. Adică sunt niște vrejuri de-astea încăpățând. Cine a pus? Cine e ăla scribălăul ăla care a pus, care a scris legea cu creionul chimic din anii 60? Nu știu, este un nume acolo, mi se pare așa, cam dobitocesc. Ministerul Muncii este cel care a promulgat și a propus această reformă. Cum să pui așa ceva? Ăștia dacă merg în Suedia, încep să plângă. În Suedia totul este, pentru bătrâni mai ales, aproape de paradis. Și statul suedez, într-adevăr, merge în control la azilele private. Sigur că da, vreau să văd câte calorii dai, ce mănâncă, cum e îngrijit, medicație, etc. Dacă ai medici, dacă n-ai medici, asistente, etc. Dar nu se bagă cu... Știți de ce mi groază? Mi groază că, dacă te uiți în istorie, noi avem impresia că, puf, a venit comunismul. Nu. În 4 ani de zile abia lumea și-a dat seama că s-a strâns șurubul. Din 46 până prin 50-52, lumea a zis, bă, dar stai puțin, că parcă nu-i mai democrație. Ceva în genul ăsta se întâmplă. Apoi nu vorbim nici cu Cicală, nu vorbim nici cu ăla, nici nu... Lasă, domnule, lasă, că știm noi. Ai văzut ce-a făcut ea de la București cu madama asta care o spăla duminica și noi și primar? Da, general. Adică... Da, este foarte trist. Este foarte trist. Foarte, foarte trist ce se întâmplă și noi chiar sperăm că vom rezolva într-un fel, pentru că nu se poate. Toți suntem oameni și toți îmbătrânim. Nimeni nu scapă de bătrânețe. Să ne gândim toți, înainte de a scrie acolo și a semna, să ne gândim că sunt oameni care suferă în spatele acelei semnături. Și mai devreme sau mai târziu lucrurile astea se plătesc. Eu am ferma convingere că nimeni nu rămâne neplătit când în sufletul tău nu înțelegi că rănești și faci rău, cu siguranță vei plăti. Auziți, eu cred că se profită și de următorul lucru. Acum 17 ani nu erau așa de mulți români plecați în diasporă sau dacă erau, nu erau așa de bogați. Au situație acum, s-au integrat, sunt oameni cu oameni care trăiesc decent. Și atunci eu zic că încet, încet, eu m-aș duce către ideea că sunt niște șmecherași care zic, bă, lasă ca o ia bani din Occident, dacă scumpim un pic, de la 800 de euro la 1200 de euro pe lună. O să facă ea, că nu o să vrea să-i ducă pe bătrâni acolo la el în nu știu ce țară a plecat. Ca să nu mai vorbesc și de altele, și chiar îmi uși limba ca să nu mai vorbesc despre altele. Nu-și permit oamenii, domnul German. Nu-și permit. Ascultați-mă, familiile sunt disperate pentru că ar trebui să ia acești bătrâni acasă, să renunțe la serviciul de zi cu zi, care își întrețin familia. Și este imposibil pentru că au diagnostic de Alzheimer, de demență senilă, este imposibil să-i lase singuri în casă, pentru că este un risc foarte, foarte mare. Dar auziți, și este... alea de stat din Buzău care s-au desfințat sau se desfințează, că alea sunt de stat. Statul ce face cu ei? Le dă un șut în fund și aruncă în stradă? Că e stat. Să știți că deja SPC-urile sunt la fel de disperate. Nu găsesc soluții, nu știu ce să facă, nici dumnealor, deși sunt de stat, sunt cămine de stat. Și când ați fost la doamna ministru, sau la domnul ministru, că la familie e cam doamna ministru, da? Când i-ați spus, uite doamnă, este o prostie ce faceți. Ministerul vostru. Da, noi am solicitat să ne asculte, să ne invite la dezbatere publică pe aceste norme de aplicare ale legii 100, care sperăm că se va întâmpla, astfel încât să se modifice normele de aplicare și să se dea un termen de implementare pentru a putea implementa măsurile și a putea schimba din aceste măsuri care sunt pur și simplu aberante. Nu pot fi aplicate în realitate. Adică este mult mai simplu să aplicăm o lege într-o țară în care un imobil este adaptat decât să aplici o lege într-un imobil în care nu există. Ar trebui să-l dărâm și să faci altul. Este imposibil. Ce facem cu acești bătrâni? Unde îi relocăm? Unde îi ducem? Nu au unde să-i ducă. Care este termenul de aplicare? E cât?
Și care e termenul ăla în care se spune, băi, de acum încolo scara să fie atâta? Imediat. Termenul de aplicare este imediat. Nu există un termen de implementare. La acest moment nu există un termen. Dacă nu există, atunci ce fac peste 240 de ani? Păi nu poți, pentru că îți ridică licența, nu mai poți funcționa fără licență. Când? Și peste 240 de ani, că nu scrie. Ba nu. Termen de implementare nu este. 30 de zile din momentul în care ordinul a ieșit. Cât? De asta se și închid căminele. 30 de zile? 30 de zile. Păi 30 de zile nu pui gresia sau parchetul. Plus că nu ai cum. Deci nu ai nici în 5 ani nu poți să faci ceea păi ce se solicită. În unele state s-au făcut astfel de demersuri, nu toate, și s-au pus 5 ani, 7 ani în termen de implementare, nu 30 de zile. Asta e cea mai mare porcărie pe care am auzit-o vreodată. Da. În 30 de zile nu zugrăvești o casă. Sperăm că vom obține acest lucru, pentru că doamna ministru a spus, într-adevăr, nu înțeleg cum s-a ajuns să se emită acest ordin și fără să se dea un termen de implementare, pentru că nu este absolut deloc rațional. Motiv pentru care noi așteptăm săptămâna viitoare să fim invitați la această dezbatere publică pe normele de aplicare ale legii 100 și să împreună să reușim să obținem un termen de implementare, am zis noi, de 5 ani. Știți de ce îmi place mie să fiu obraznic și spurcat la gură? Să vă spun. Dacă eram acolo, spuneam, doamna ministru, aveți un telefon aici, ia dați și chemați-l chemați-o pe deșteaptă aia sau pe deșteptul ăla, că trebuie să se găsească. Cine, bă, care a scris chestia asta? Doi pași în față. Ia vino aici, explică. Și îl puneam să zugrăvească un cămin. Adică, va trebui cumva... Eu m-am săturat de verbe de astea la vie. Face. Vai, campanie electorală, mânc cu sufletul. Doamne ajută, Doamne miluiește, popa prinde pește, m-am săturat de astea. Eu vreau să văd proactiv și vreau să văd societatea civilă când merge cu un avocat acolo să tremure ministru. Ministru trebuie să rămână cu pantalonii maro, cu chiloții maro, atunci când vine societatea civilă înspre el. Pentru că noi nu suntem subalternii lor. Noi suntem șefii. Iisus Hristosilor suntem. Noi suntem dumnezeilor. La noi se roagă în fiecare lună să le intre salariul. Să le intre chenzina, să le intre banii de birou, banii de amantă, banii de nepoți. Cu asta basta. Mergeți peste ei. Duceți bătrâni în scaune cu rotile, 200 de bătrâni în fața ministerului. Știți ce se întâmplă? Noi nu suntem, prin natura noastră, ca, cu această ramură de activitate, are ca și caracteristică blândețea. Pentru că altfel n-am putea să avem grijă de oameni în vârstă. Noi chiar nu putem să credem că este posibil să se întâmple asta. Deja se întâmplă, e adevărat. Deja se întâmplă și sperăm să nu se mai întâmple. Păi deja vedeți că nu prea ține cu blândețea. Blândețea ține la oamenii care înțeleg, care au anumită empatie față de fibra umană, care înțeleg ce înseamnă un om în vârstă bolnav. Că poate maică sa, poate taică sa, poate bunicul sa, poate bunică sa, poate a fost odată așa, poate a simțit atunci când l-a mormântat sau când l-a dus prima dată la spital ceva. Blândețea ține la astfel de oameni. Nu ține la oamenii care au lesa ședinței de partid. Că e din dreapta, că e din stânga. Dacă după dezbaterea publică pe care noi sperăm să o obținem pe normele de aplicare a legii 100, aceasta fiind ultimul ceas în care se poate schimba ceva, dacă nici acum nu se va schimba ceva și nu vom reuși să obținem, atunci aparținătorii au propus să iasă în stradă, să organizăm un protest. Au spus că vor veni cu părinții în cărucioare, în targă, în ambulanță și lăsați și acum. Vor veni Piața Victoriei să vadă autoritățile. Cine sunt? Îi lăsați acolo catering, umbrele pentru soare, pentru ploaie, da? Tot ei se chinuie. Dar vedeți, tot bătrânii se chinuie. Știu. Deși să știți că ei înțeleg atât de bine și spun, facem orice. Ați văzut? Am arătat în ultima perioadă, am stabilit să filmăm atunci când autoritățile dispun relocarea beneficiarilor. Vreau și eu filmările. O să ajungem să filmăm ca să vadă toată țara ce înseamnă să dezrădăcinezi un bătrân. Să-l iei cu forța din locul corect în care îl dorește. Eu aștept filmulețele dumneavoastră, că le dau pe post cu cea mai mare nu plăcere. Am să vină bucurie că le vor transforma în șuturi în gură, sigur, metaforic. Sunt foarte triste. Da, va trebui să luptați. Nu merge cu blândețea. Blândețea știți cum e. E pentru popi. Noi nu suntem popi. Mulțumesc tare mult, îmi spun colegii că trebuie să ieșim. Aș vrea să rămânem în legătură și dacă există update-uri, să le updatăm și noi ca să știe lumea în ce țară trăiește. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc pentru susținere. Da.
Băieți, asta a fost emisiunea. Pentru mine e weekend, pentru voi și pentru voi trebuie să fie weekend. Da? Un pic de extern, un pic de intern, dar altfel decât breaking news-urile alea cu vai, cu să ne dăm fustele peste cap. Să aveți zile minunate! Disponibil pe primaplay.ro.